Comisia Europeană propune un sistem universal de calcul al salariului minim brut pentru toate țările membre. Sistemul de calcul ar trebui să țină cont de puterea de cumpărare, nivelul și rata de creștere a salariilor medii și evoluția productivității. La salariul mediu din România ar însemna ca salariul minim să crească cu 22% până la 1640 de lei. Valentina Saigo, expert contabil, spune că în 5-7 ani salariul minim ar trebui să ajungă la jumătate din cel mediu. Eu cred că va fi destul de dificil. Pentru un angajator, creșterea salariului minim pe economie înseamnă de fiecare dată creșterea tuturor salariilor din firmă. Nu are o sustenabilitate economică, nu este în raport cu creșterea economică. În anul 2020 știm că am avut o creștere cu 7% a salariului minim pe economie, care a fost o creștere decentă. O creștere sustenabilă, economic, ar fi de încadrat în 10% maxim.